După dublul insucces în fața lui FC Voluntari, staful echipei Arsenal Malu nu a renunțat la ideea că mălurenii nu vor juca din acest sezon în Liga 3-a fotbalistică. Conducerea echipei a solicitat Federației Române de Fotbal înscrierea în Liga 3-a, iar dacă răspunsul va fi favorabil, mălurenii sunt pregătiți de această mișcare, care poate începe luna viitoare. Am aflat că cei de la Federația Română de Fotbal au foarte puține echipe de divizia de Liga 3-a înscrise și am zis să ne încercăm norocul printr-o cerere adresată celor de la competiții, care o să ajungă în final către la președintele Federației Române de Fotbal, domnul Puranu, care va analiza cererea noastră și apoi va da un verdict, va fi sau nu va fi de acord. Despre șanse nu vă pot spune prea multe, nici noi nu știm exact ce șanse avem, încercăm să ajungem să jucăm acolo, dacă nu, cu siguranță vom lua de la capăt în Liga a 4-a județeană și vom încerca să atacăm ca și anul trecut promovarea în Liga a 3-a pe criterii sportive. Accederea în Liga 3-a fotbalistică presupune pregătiri financiare și logistice deosebite. Sunt mălurenii pregătiți pentru această schimbare? Din punct de vedere financiar ne suntem complet pregătiți, adică putem duce un sezon de Liga 3-a de la cap la coadă. Singura noastră problemă ar fi stadionul. Nu știu dacă ar fi să intrăm, nu știu dacă am putea evolua pe stadionul de la Malu, dar cred că putem ajunge la o înțelegere cu cei de la Turnea Giurgiu pentru a evolua acolo dacă va fi